Iată, ne ajungi la Muzeul Evoluției Omului și a Tehnologiei în Paleolitic, unde vom discuta din nou cu domnul Mihai. Despre ce da? Vorba aici? Suntem în, pe cale să intrăm mai exact în prima clădire cu scop muzeal construită la Târgoviște după planul arhitectului Ioan Ghica Budești, în deceniul 4 al secolului al 20-lea. Clădire care astăzi adăpostește expoziția permanentă Evoluția omului și tehnologiei în Paleolitic. Paleoliticul fiind cea mai amplă temporal epocă din istoria umanității, prima și cea mai amplă, și în acest mod iată că nu este întâmplător că ea se află găzduită în prima clădire muzeală a orașului Târgoviște. Clădirea a funcționat cu mai multe scopuri în existența sa, adică a găzduit mai multe tipuri de muzeu. A fost un muzeu de antichități, să-i spunem, la început, apoi a funcționat o vreme destul de îndelungată ca muzeu de artă, ca loc de unde au fost vernisate expoziții în principal de artă. Și din 2014 și după recondiționarea clădirii a devenit casa acestui muzeu al evoluției și evoluției omului și tehnologiei în Paleolitic. Vom intra imediat în expoziția principală. În dreapta avem o expoziție tematică, să-i spunem așa, sau o expoziție care nu este temporară, este tot permanentă, da? Dar este o expoziție tematică, să spunem așa. Este vorba de arta paleolitică, în centrul căreia se găsește acest exponat, care a fost descoperit în 2019 la Piatra Neamț și care este un Venus din Gresie, da, atribuit epocii paleolitice, cu o vechime de circa 17.000 de ani, care se înscrie într-un context mult mai larg de descoperiri similare din Europa, ale căror replici le putem vedea în vitrinele alăturate. Împreună cu aceste replici ale descoperirilor similare, avem și alte descoperiri din același sit de la Piatra Neamț, da? Sau din alte situri paleolitice cercetate de echipa profesorului Cărciumaru, de la Peștera Cioarei, de la Boroșteni, județul Gorj, sau din alte locuri, elemente de manifestare, să spunem, simbolico magice sau artistice, cum sunt aceste pandantive, da, din piatră sau aceste pandantive din colți de animal sau acel obiect din falanga unui ren, cel de la numărul 7, care se poate vedea acolo, sau cum sunt aceste coliere din această specie de melci. Da? Deci este o sală tematică pe această manifestare simbolico, să spunem, religioasă într-o oarecare măsură sau cu anumite atribute religioase. Acum vom intra în acest mod deosebit, pătrunzând printr-o peșteră în expoziția principală a acestui muzeu. Muzeu care reunește exponate originale descoperite în special în aceste șantiere de la Peștera Cioare, de la Boroșteni, Gorj și din situl de la Piatra Neamț, Poiana Cireșului și alte situri din aceeași zonă. Din județul nostru, din păcate, deocamdată nu avem exponate decât de faună preistorică, cum sunt acești dinți, acești molari de Elephas meridionalis,
da? Sau această defensă, acest dinte, acest fildeș, tot al unui exemplar de Elephas meridionalis. Bun, aici suntem într-o copie a intrării în peștera Cioarei de la Boroșteni. Avem aici reconstituit grafic un profil din peștera respectivă, câteva alte elemente fosile, un fragment de defensă de probabil tot de Elephas meridionalis și fragmentul de omoplat din același tip, din aceeași specie și reconstituit la o scară, bineînțeles, mărit profilul, unul dintre profilele din peștera Cioarei de la Boroșteni. Și acum vom intra într-un spațiu iarăși care este legat de manifestările simbolico-religioase. Avem doi oameni de Neandertal, două manechine, două elemente reconstituite, da? Care se ocupă cu activități specifice. Unul realizează în partea dreaptă unelte sau suporți pentru unelte, prelucrează aceste tip de roci care se pretează la o anumită spărtură care permite apoi realizarea unor muchii ascuțite care pot fi folosite pentru a realiza diverse alte unelte. Iar acesta de aici are un aspect deosebit față de celălalt pe care l-am văzut. Pare mai degrabă a fi un șaman. Are și o blană de vulpe care acoperă și capul, da? Și care cu ceva pare să zdrobească într-un mic recipient ocru, oxid de fier, pentru a realiza o pastă roșie folosită la diverse manifestări, fie pentru a fi pus pe propriul trup sau pe trupul altora, fie pentru a realiza însemnări, desene pe pereții peșterii. Perioadei paleolitice îi se atribuie și un comportament simbolic sau simbolico-religios legat de ursul de peșteră. A fost evidențiat în aceeași peșteră de la Boroșteni, unde au fost descoperite aceste cranii de urs care erau așezate într-o formă clar intenționată, deci într-o arhitectură riguroasă, pe lângă, în apropierea vetrelor descoperite în interiorul peșterii, probabil un comportament simbolic legat de respectul față de ursul de peșteră, căruia de obicei comunitățile umane îi luau locul, trebuiau să-l scoată din peșteră pentru a o face locuibilă pentru ei. De asemenea, au fost descoperite aceste fragmente de stalactite care erau decupate și apoi cu instrumente din piatră erau scobite sub forma unor mici boluri, unor mici vase, pe care s-au descoperit urme depuneri consistente de oxid de fier de ocru, care vă spuneam că era folosit probabil în amestec cu grăsimea animală și poate și cu alte substanțe minerale, erau amestecate pentru a obține o vopsea care era folosită fie pentru corpuri, fie pentru a lăsa diverse mesaje pe pereții peșterii. Aici avem o fotografie a acestui comportament de care
vă spuneam mai devreme, se vede mult mai clar arhitectura aceasta a craniilor de urs, de peșteră, care sunt înconjurate și de elemente din osatura mare, din membrele acestui animal. Iar în continuare expoziția prezintă practic cele două epoci principale ale paleoliticului, cel european, cel mijlociu și cel superior, cu cele două tehnici deosebite de prelucrare a pietrei, care sunt ilustrate aici în aceste filme care rulează pentru cei care sunt interesați să vadă cum se realizau unelte paleolitice. Aceasta este tehnica Levallois, se numește, care este și aici schematizată, da? Prin care se obțin suporți sub forma unor așchi, care sunt apoi ascuțiți prin retușare, printr-o retușare fină, și din care se obțin tot felul de obiecte de care erau folosite la tăiat, la curățat, la descarnat, carne de pe oase, la curățat pielea de animal, la cea numită stăbăcărie, la diversele operațiuni, la tăiat pomi și așa mai departe. Și cealaltă tehnică, mult mai avansată, tehnica laminară specifică paleolitului superior și care a fost folosită până târziu, chiar în epoca bronzului, care presupune o folosire mult mai judicioasă a acestor resurse materiale, a acestor roci care se pretează la asemenea prelucrare și obținere de suporți pentru unelte. Dacă debitajul Levallois, mă rog, scotea un număr limitat de suporți dintr-un bulgăre de material, această tehnică laminară producea aceste lame și practic folosea până la epuizare nucleul de materie primă respectivă. Și acolo vedeți cum acum rulează pe partea de paleolitic superior, cum se realizează o retușare a unui suport laminar. Toate obiectele pe care le vedeți aici sunt, așa cum spuneam, obiecte originale descoperite în mai multe șantiere arheologice paleolitice din siturile amintite deja pe parcursul a 4 decenii de activitate. Mai important, cel puțin ca număr de șantiere, fiind ultimii 30 de ani. Expoziția nu este foarte vastă, pentru că nici spațiul nu ne permite o expunere mai amplă, însă este un muzeu cu caracter unicat în România și chiar în spațiul nostru geografic. Și introduce cel puțin vizitatorul într-un ABC legat de această perioadă istorică, cum spuneam, cea mai amplă perioadă istorică din istoria, din evoluția umanității, din existența sa, mai puțin sau poate cea mai puțin cunoscută perioadă de publicul larg. Aici avem o reconstituire a unui vânător și a unui cort al unui vânător. Vânătoarea în perioada paleolitică se realiza într-un mod asemănător cu felul în care vânau indienii nord-americani, adică se organizau partide de vânătoare din care se recoltau părțile cele mai importante din carcasa unui animal. Deci nu era o vânătoare permanentă, ci se făceau campanii de vânătoare și, din păcate, este foarte greu să găsești o așezare paleolitică. În cele mai multe cazuri se găsesc aceste tabere de vânătoare, care erau și tabere de oamenii realizau sau își ajustau uneltele și unde au lăsat
ulme materiale pe care le-am descoperit noi și pe care le puteți vedea expuse. Acel obiect se numește propulsor din mâna vânătorului nostru. Este un cârlig care se înfige în spatele suliței, care este un pic perforată, pentru a permite angajarea acestui cârlig, da? Și care dă o forță motrice mult superioară, că de câteva ori imprimă viteză și forță, crește forța și viteza acestui proiectil, care uneori era realizat doar din lemn, în funcție și de fibra lemnoasă folosită, nu întotdeauna avea în vârful său lame sau așchi de piatră. Uneori era realizat doar din lemn care era ars în foc. Și în felul acesta era mult mai dur. Da, lemnul devenea mult mai dur și în felul acesta avea o forță de impact mult mai mare. Ce se vede în jur sugerează acele elemente vegetalo-animale, diverse tendoane care sunt folosite împreună cu elemente din acestea naturale de anumite soluri sau substanțe minerale, da, care erau amestecate, cum ar fi cenușă, de exemplu, da, erau amestecate pentru a se crea aceste înmănușări, se numesc ele, adică care ranforsau sau dădeau rezistență elementului care era folosit ca suport pentru sulița respectivă sau chiar alte elemente, cum ar fi, de exemplu, un fel de gheoagă sau lucruri de genul acesta. Bun, acesta a fost Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic. Un muzeu, așa cum spuneam, nu, în care poate nu impresionează prin dimensiuni, prin amplitudinea expozițională, dar care are cu siguranță lucruri de spus și lucruri pe care nu le puteți vedea în altă parte decât în acest muzeu. Este adevărat. Mulțumim tare mult pentru incursiunea de astăzi și ne revedem pentru vizită. În oraș. Da. Mulțumim. La revedere.